La începutul acestei săptămâni, localnicii din Codle au avut parte de o mare bucurie. Singura unitate spitalicească din municipiu s-a redeschis după aproape 7 luni. În schimb, porțile spitalului din Victoria sunt în continuare ferecate. Însă autoritățile locale speră că și această unitate medicală să se redeschidă în curând. Dacă spitalul municipal din Codlea s-a redeschis relativ simplu, nu același lucru putem spune despre cel din Victoria. Încă din ziua în care guvernanții au pus lacătul pe poarta unității spitalicești, reprezentanții orașului au tras nădejde de la o lună la alta că vor reuși să o redeschidă. Ei au întâmpinat obstacole la fiecare pas. De curând au aflat că nu pot pune în aplicare parteneriatul public-privat încheiat cu firma Paltin din Sibiu, fără să aibă o unitate de primiri urgențe finanțată de stat. După acțiunile pe care le-am întreprins, și spitalul din Victoria se va redeschide, nu știm data efectiv precisă când se va deschide, dar este condiționată de formarea unități de primire urgențe, un UPU. Acest UPU, dacă se va începe și se va reface în orașul Victoria, va asigura cetățenilor primirea de urgențe. În același timp, UPU va fi o secție de laborator, deci laborator aparține de UPU și radiologie, care va aparține de Consiliul Județean Brașov prin Spitalul Județean și finanțat de Ministerul Sănătății. Mai mult decât atât, aparatura existentă în Spitalul din Victoria a fost distribuită de Direcția Județeană de Sănătate Publică din Brașov către alte spitale din țară. Am întârziat acest lucru pentru spital pentru că aparatura medicală era propusă spre cedare la alte unități medicale din țară și, mergând la Ministerul Sănătății și făcând demersuri, a putut să rămână aparatura medicală în orașul Victoria prin înființarea acestui UPU. Deci UPU rezolvă pe de-o parte urgențele în orașul Victoria, deci nu mai trebuie să ne deplasăm în oraș și în același timp rezolvă și aparatura medicală pe care spitalul trebuie să o aibă, astfel încât cel care a venit în parteneriat public cu noi să poată să-și desfășoare activitatea. La ora actuală se lucrează la documentația necesară înființării unității de primiri urgențe, iar actele vor fi depuse în această săptămână la Ministerul Sănătății. Se așteaptă un răspuns pozitiv în maxim 2 săptămâni. În paralel se lucrează și la renovarea câtorva secții de la Spitalul din Victoria.